te iubesc de mor. Pe tine jur, Mariana, te iubesc. Tu pentru mine. Oh, nu, no, frate, nu, no, oprește, oprește, oprește. Nu, no, oprește-o, frate, nu. No. Nu, no, oprește-o, serios. Melissa a zis să oprească, că n-am chef. Nu, no, n-am puțin. Oprește-o, bă. Alexandra. Goodbye, my lover. Nimic nu ne va despărți, Alexandra, decât cecul de 1500 de euro. Gata, mă, las-o că e nervoasă, nu mai fi. Ești caracter. Las-o în pace. Ești caracter. Dar ce v-ați scoțit? Ești un exemplu, pur exemplu pentru toată lumea. El? De pretutindeni. Ești un stâlp al societății. El? Fără tine. Comănici, ce ai cu tine? Mă face. Ce ai? Își bate joc de băiatul ăsta. Păi să arbește și tu să despărți. Bă, mă bucur, eu spun sincer, mă bucur. Dar de unde știi tu ce s-a întâmplat? Că a dus-o cu vorbim. Lasă-mă, dacă te bagi acum, să spune că gen te bucur cum ar veni. Nu, 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 eu mă bucur, spun sincer, că l-a urmat pe Codruț de atâta chin și atâta vrăjeală. Acum stai că l-a simțit. Dacă nu știi absolut nimic, am auzit, draga mea, ai auzit o dudă. O dudă s-a pus pe televizor. Dar explicați-ne și nouă, că noi nu știm ce s-a întâmplat cu Mănici. I-a tras un pub la ușa aia Codruț, i-a făcut o gaură cât... Păi da, s-au despărțit ei? Nu știm nici noi. Mă, eu nu l-am văzut pe Codruț niciodată așa nervos, după o discuție cu Alexandra. Și mă gândesc că motivul pentru care este așa nervos este că s-au despărțit. Bine, pe e, pe Alexandra mi-a zis că el s-a despărțit de ea. El de ea? El de ea, mi-a zis. Cine? Alexandra! Bă, păi, așa am înțeles. Așa a zis Alexandra. Așa mi-a zis Alexandra. Că voi sunteți sănătoși? Așa a spus Alexandra Comănici. Ce are? Ce are? Ce nu înțelegi? Codruț de Alexandra. Ce are? Deci Codruțul-i mort. Da. Ce-a găsit puterea și eu. Bravo lui. Poți să pleci în puterea? Ce-ai? Tu ce-ai? Ce-ai? Tu ce-ai? Ce înseamnă? Ce-a fost Jesus? Care? Ăsta pe care l-ai făcut. Nu am văzut. Ăsta pe care l-ai făcut. Ce Jesus am făcut? Acum tu ce vii, mă, să-i spui lui George că eu am spărțit, că eu am stat cu tine de milă? Nu, de ce ce vii să-i spui lui George? Ce ai pățit? Asta am pățit. Că eu am stat cu tine de milă, nu? Ce de milă? Am zis că nu accept ca o femeie să stea cu mine de milă. Asta ai zis? Și asta ai făcut. Eu am stat cu tine de milă? Până la urmă asta ai făcut. Nu, n-am stat cu tine de milă, Codruț. Ba da. Stai. Acolo induce. Tu nu vrei să recunoști, dar acolo induce. Ce milă? Despre ce milă vorbești? Milă, că tu ești cum e, doar să nu știi că dacă îi despărțim eu o să sufăr. De-aia ești, atât. Păi tu te-ai despărțit în camera roșie de mine, nu eu de tine. Tu ai zis că nu vrei să accepti situația, nu eu. Păi cum pot să accept eu o situație vreodată în viața asta? Bun, și atunci? Bun, și atunci ce? De ce ai venit la mine? Și atunci el îmi spune jos aici că vezi, Doamne, că o să continui pentru că tu ești ăla care mă face să mă îndrăgostesc de tine. Și acum spui că... Da, o să continui când fata vine și spune... Nu, m-a pus o barieră, nu, nu mai vreau. Nu, 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 m-a pus o barieră, nu, nu mai vreau. Atunci păi și tu dacă erai bărbat adevărat, făceai să se ridice bariera aia, dar tu n-ai fost în stare să faci să ridice bariera aia. Dar nu poți să mă... Tu ai fugit și ai renunțat, asta ai făcut. Fii atentă, nu ai fugit și ai renunțat. Da, ai fugit și ai renunțat. Când tu vii și îmi spui că da, într-adevăr, sentimentele, dacă o să mai fim împreună, o să nu știu ce, o să... Păi nu se știe, dacă nu știu ce vrei să te minți, vezi că știu că am peste două săptămâni sentimente pentru tine, vrei să te minți? Ți-am zis numai din partea mea, iar eu, tu cum vii și îmi spui mie că nu se ridică, nu știu ce, nu poate să se ridice, păi tu crezi că eu mă lupt cu voința unui om? Păi și ce vrei să te mint? Ți-am spus că e în față, n-am vrut să fac de tamai tam-tam aici. Nu că vii și am vorbit cu tine, ai vrut să vin să vorbesc cu tine, am vorbit cu tine. Nu că vii și spui, iar ți-am zis, eu nu accept situația și nu vreau, nu am cum, nu mă interesează. Plâng, sufăr, asta e, fac eu ce-mi fac. Ce situația? Nu am cum, că dacă tu veneai și că eu când te-am întrebat, băi, Alexandra, bariera aia, crezi că se poate ridica? Nu că am pus-o, gata, nu se mai poate. Dar ce vrei să fac? Păi tu ai pus bariera aia, n-am pus-o eu. Tu ai pus-o. Exact, eu am pus-o, eu am vrut. Tu ai pus-o. Eu am pus-o, eu am vrut să o și ridic. Și nu, n-ai vrut. N-ai continuat să o ridici. Ai renunțat. Nu ai zis că nu accepti. Nu ai vrut. Păi da, omule, ți-am zis, nu pot să mă lupt cu voința unui om care l-o lua până nu în brațe. Ce vrei să faci? Ești culmea. Ce vrei? Ce vrei să faci? Înțelegi?
să-ți duci toate lucrurile pe care le ai la, în cap, să le duci și până la capăt, înțelegi? Și să-ți îndeplinești scopul, da, asta să le duci până la capăt. Asta să le faci. Le poți duce până la scap. Cu morile de vânt, eu nu o să mă luăm niciodată. Comănici! Da. Dar nu vrei tu mai bine să-i lași pe ei să-și rezolve lucrurile? Păi nu crezi tu că sora ta ar fi trebuit să fie? Dar nu crezi, treaba dar asta, nu crezi tu mai bine că trebuie să-i lași tu pe ei să-și rezolve lucrurile? Să nu te mai bași tu să-ți mai dai cu părerea dacă nu știi nimic? Alexandra a făcut treaba asta. Ascultă ce au de spus și după aia să-i cu părerea. Ce să spun ce au de spus dacă nici măcar nu sunt aici? Păi când o să vină o să discute și după aia o să afli ce s-a întâmplat. Este o presupunere. În tot timpul ăsta, până când se hotăresc ei doi să intre în platou, noi hai să nu mai vorbim de deloc despre nimic și gata, hai să nu ne... Păi nu, dar poate că în momentul de față ta, sunt ai prost cu părerea și când o să afli, o să spară rău că problemă, da, cu părerea. La urmă mi-am dat cu părerea și este o presupunere, n-am venit și am spus așa este, 100%. E conștient și el că este foarte nervos cu Drăguța acum de și dacă îl va vedea... Păi nu, oameni buni! Alexandra vine în ceas! Și după aia vezi părerea sa urâzi! Alexandra vine în emisiunea asta și spune... Ba da, n-a fi timor! Nu ne va despărți! Așa și poate să avem ceea ce vrea ea, nu cred că te interesează! Gata, trec două săptămâni! Trec două săptămâni! Uite cine vorbește! Păi nu, dar văd că interesează cu cine vorbește doar ca să... Zici că are cuplu cu el! Acum vine și spune... Pădruț, Alexandra, papa. Eu am venit și am râs. Și care este problema ta? Că păi nu care e problema? Vreau și eu să râd. Pădruț nici măcar nu este aici. Păi da, păi mă, da, o să-i spună. O să-i spună că am râs. Să fie sărântos. Da, și mai ții minte ce a făcut când ai râs dat trecută, nu? Când am râs? Da. Bă, Maria. Păi vreți să vă certați cu mine acum, sau ce vreți? Dacă eu am vrut să râd, râd, care... Eu vreau să mă cert cu tine, nu-i vorba de asta, dar neștiind, bă, Comănici, măcar să fi fost, măcar dacă știai despre ce era vorba. Dar nu ai știut despre ce e vorba și ai început să râzi, să te dai cu părerea. Păi da, Alexandra, cum vine în emisiunea asta? Ha, 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 s-a ajuns la cuvintele mele. Ha, ha, ha. Alexandra, când faci așa până emisiunea asta, cum e? Eu am venit eu acum așa. Păi așteaptă să se ajungă întâi, tu nu ai știut dacă s-au despărțit sau nu. A fost așa o afirmație din partea Andradei și a mea și imediat ai sărit în sus. Ce? Mă duce Bibilica. Ce? Mă duce Bibilica. Te duce Bibilica? Da. Vrei, ți-am mai zis, Comănici. Pe mine n-ai cum să mă minți. Îți văd fața de la un kilometru. N-ai nicio treabă. Uite, cu Bibilica. Eu când ți-am spus că ești pe lângă inteligență cu... Eu când te-am întrebat pe tine... pe lângă tine cu 150 Maria, la oră. Eu când te-am întrebat pe tine dacă ești... Tu ai aruncat cu flori după Mariana. Eu nu îți răspund ție că... Nu mă interesează, nu mă interesează, Comănici. Vorbește pe subiect, vorbește aiurea. Îți dau ceva, dă-mi înapoi, dar nu mi-aduce tu mie exemple de Mariana. Și doi la mână, dai... Doi la mână, zic și de ce. Atât timp cât aveam, interacționam cu Mariana și mă certam cu ea, nu aveam nicio treabă. Am nimerit în Mariana din întâmplător, nu am făcut-o intenționat și tu știi asta foarte bine. Deci încheie subiectul și vorbește cu Alexandra. Auzi, Alexandra, dar tu pentru ce vrei să mai lupte pentru tine dacă tu vii și spui că stai cu el? Din milă. Eu am venit și i-am spus lui că stau cu el din milă. Ai spus că Codruț, nu ai... am zis eu lucrurile astea, ție să fie rușine că ai spus tu asta așa ceva. Oprește-te. Să fie rușine. Oprește-te. Băi, ce rușine, nu am spus chestiile astea că ai zis tu. Nu ai sentiment pentru el și că știi că dacă te vei despărți de el, el va suferi și că este doar o obișnuință. Eu am spus lucrurile astea, nu? Ți le-a spus el ție, nu? Nu le-a... Dacă nu știi toată discuția și ce am discutat eu cu el, de ce te bagi? Pentru că asta mi-a spus. Asta ți-a spus el, bun. Ok, să rămâneți cu ce v-a spus el, ok? A, Ostugu, tu ai altă versiune pe care n-a ascultat-o nimeni, am înțeles. Tu ai altă versiune în capul tău. Nici măcar Codruț n-a ascultat versiunea aia. Spune tu atunci ce e de spus, pentru că măcar Codruț n-a auzit versiunea Alexandrei. Codruț, fii atent, lucrurile astea am vrut să le facem între noi doi, să nu se ajungă în situația în care s-a ajuns. Tu ai ales să mergi cu ăla la baie, l-ai pus pe primul loc, ai vrut să mă pui pe mine într-o situație nasoală, nașpa, te-ai plâns la el, ai făcut ce ai făcut, doar ca să pic eu prost din toată situația asta. Bravo, ți-a ieșit. Băi, tu numai strategia ai în cap, băi, Alexandra. Trezește-te la realitate. Nu am spus vrei chestia să asta. Vrei m-am dus la baie și m-a întrebat ce ai. Așa, asta nu mai vorbi prostii. Nu tot vorbi atâta că m-a dus. Mă, după ce ai ieșit din camera roșie și te-ai dus și ai trântit și ce ai făcut tu acolo, Cristian a venit și mi-a spus mie că m-am despărțit eu de tine, când de fapt asta situația e. Nu mă interesează ce spune Cristian. Zici tu mie ceva? Am coborât și m-am dus la baie. Nu i-am spus nimic lui Cristian.
Ai vrut să pui punct? Ok, am înțeles, am pus punct și aia e. În concluzie, nu trebuie să stau să dau explicații unor oameni care n-au avut nimic de a face cu relația noastră și cu ce a fost între noi. Tu ce faci acum? Piși prost ca să piși bine. Asta eu nu o să pic prost și nici prost, bine, că nu mă interesează să pic într-o situație. Eu nu o să pic. Mai mă interesează ce ai fiind doresc, eu știu ce sunt eu. Păi dacă, dacă tu ți-ai... Ca să te mai acuze lumea că te desparți tu de ei după ce nu ai nevoie de ei. Și ăla a decizia pe baza cuvintelor pe care tu le-ai spus. Probabil i-ai dat de înțeles că n-ai, ai făcut foarte multe acțiuni. Să lupte pe ce? Și uite, pe ce să lupte? Concluzie, se desparte el de tine ca să îl lași pe el să vorbească în locul tău, te întreb așa de curiozitate. În curând. Dar tu de ce nu? Și în situația de față, știind că și el este unul dintre motivele pentru care noi am ajuns în situația asta. Eu? Tu îl lași tot pe el să vorbească? Eu? Tu îl lași tot pe el să vorbească, te întreb. E rușine, mă. Alexandra, cine e să motive și ce motive tot vorbești, mă? Ce motive mă pune pe lasă și George să vorbesc eu cu ea, nu tema asta. Dacă eu nu vreau să vorbesc pe tema asta, vă aflați voi doi și vorbiți. Păi asta încerc să spun, asta încerc să spun, că asta s-a întâmplat de la bun început din relația noastră, asta s-a întâmplat. Tot timpul au vorbit altcineva în locul tău. Mâine, eu am avut relație cu prietenii tăi, nu cu tine. Așa te scoală ție, te enervează și tu îl vorbești. Tu ai avut relație cu tine singură. Păi bine, să te zici și tu asta și vorbești. Nu, cu prietenii tăi am avut relație. Odată ce vii cu persoanele din jurul tău. Odată ce vii și spui că n-ai niciun sentiment și că tu stai, tu ești cu mine. Dar spune-mi și mie ce-ai făcut tu ca eu să am sentimente pentru tine, în afară că ai intrat într-un joc, dintr-un joc în relație cu mine. Ți-am arătat 100 de ori, m-am certat cu toată casa pentru tine. Te-ai certat cu toată casa. Exact. Te-ai certat tu cu toată casa. Și când n-aveai, dreptate. Eu unde eram când te-ai certat tu? Unde eram? Bă. Și când n-aveai dreptate, îți luam apărarea inclusiv. Când n-aveam dreptate, ți-am cerut eu să reau... mi-ai apărarea când nu aveam dreptate? Băi, să reau toți pe mine, că de ce nu vorbesc când tu, că nu e așa și chiar din contră nu vorbeam? Așa că nu mai spune tu mie că ți-am arătat. Zi-mi ce mie când și unde. Eu unde eram? Unde eram eu, Codruț? Închideți-mă conexiunea. A, n-ai răspuns la întrebări? Nu vreau să vorbesc. N-ai răspuns la întrebări? Nu vreau să vorbesc. Ai nu veni să mă acuzi pe mine de niște chestii pe care tu le-ai făcut, ai înțeles? Nu vreau să vorbesc. Așa, scurci pe doi. Te rog, eu las-o. Las-o în pace, nu mai tot vorbesc. O las. Și eu n-am auzit cuvântul că ar fi zis el obișnuință. Nu știu dacă ție ți-a zis, că asta explicam și lui. Mie mi-a zis într-adevăr ceva și mie și lui Cazi, dar obișnuință nu, n-a zis că ar fi obișnuință, pentru că nu e cazul, pentru că nu a... Nu, i-a spus că stau din milă. Nici asta n-am auzit, n-am auzit cuvântul milă. Eu, da, sustras probabil George din ce a vorbit. Când am intrat în baie, acum mai devreme, când am venit în baie, Romeo, când am venit în baie, mai devreme la el, după ce a spart el geamul la ușă, am venit în baie și cuvântul pe care eu l-am auzit din gura lui a fost milă. Păi stai să zic cum a zis el, adică a avut o discuție cu tine și tu i-ai fi zis că... nu vrei să-l părăsesc sau ceva de genul ca să nu-l faci, păi, să sufere. Tu vii și îmi spui asta mie. E sinonim cu milă și eu am dedus la fel, fără să folosească vii... acel cuvânt milă, înțelegi? Adică nu știu. Bă, dar mă lăsați pe mine. Hai, te rog. Dacă tu vii și îmi spui mie, eu te întreb, Alexandra, de ce mai stai cu mine? Și tu vii și îmi spui mie în felul următor. Că știu că tu ții la mine, nu? Că eu te iubesc pe tine și nu vreau să te fac să suferi. Adică tu m-ai dus direct. Asta că dacă ne despărțim, nu, eu o să sufăr. Și tu stai cu mine doar ca să nu sufăr eu. Asta nu induce milă? Nu. Nu, dar ce induce? Milă? Dar ce induce? Milă? Dar ce induce? Atât de jos te crezi tu încât tu crezi că ești demn de milă? Te întreb pe tine. Involuntar ai indus acest lucru. Atât de jos te crezi tu încât dacă eu te întreb pe tine, o persoană ar sta cu tine din milă, te întreb. Alexandra, dacă eu te întreb pe tine. Te-am întrebat ceva, Codruț. Atât de jos te crezi tu că e mai mic ca tine. Tu te gândești că o persoană ar sta cu tine din milă? Păi chiar de-aia că nu am nevoie de milă nimănui în viața asta. Dacă eu te întreb pe tine, Alexandra, tu chiar n-ai absolut niciun sentiment, nimic? Nu, în afară de chestia cu suferința și de obișnuită... Că mi-ești drag ca om, am spus, mi-ești drag ca om. Păi de ce mai tot curând? Că nu mi-ai spus acum că nu mi-ai spus acum că nu veni să-mi induci tu mie faptul că eu am stat cu tine din milă, că Alexandra, dacă eu stăteam cu tine din milă, nu stăteam aici și mă băteam cu toată casa pentru tine. Nu mi le-ai spus. Ai înțeles?
Tu mie nu mi-ai spus că stau cu tine, că mi-ești dracă, de alea, de alea, nu mi-ai spus. Dar eu spun ce atunci, uite, sunt momentul în care mă întreb. Tu nu ai de unde să știi ce este mintea mea și ce este sufletul meu, ai înțeles? Asta e că eu te întreb. Cum că ai zis că doar ce drag ca om? Eu te întreb și tu spui altceva. Eu te întreb și tu spui că stai cu mine, că știi că eu sunt îndrăgostit. Am spus timp de 3 săptămâni, am speranțe că vei reuși să mă faci să mă îndrăgostesc de tine, să iubesc, să te iubesc. Timp de 3 săptămâni la rând ți-am spus lucrurile astea. Nu le-ai băgat la cap. Ți-am spus că mă deranjează. Dar ce vrei să facă, măi, femeie, să se pună în cap aici, să facă... Noastră. Am încercat să-i spune Alexandra, pune-te codruț în cap, că poate așa o faci să îndrăgostească de tine. Și să vorbesc cu tine doar Alexandra, în particular și să nu mai fim aici pe ecranul ăsta. Și tu îmi spui că eu stai cu tine și mi lăsă să fie rușine, mă. Bă, poți să vorbești calm fără să urmă? Nu pot! Pentru că vorbești mai prost. Vorbește singură atunci. Băi, Alexandra, un lucru e sigur. Ai greșit. Băi, dar nu mă... Mulțumesc, Alex. Asta corect? Mulțumesc. Consider că n-ai greșit? Mulțumesc, am spus. Dar eu nu ți-am să mulțumesc. Mulțumesc, am spus. Altceva? Nu, te întreb, consider altceva? Că ai greșit sau nu? Nu, mi-ai spus că am greșit. Un lucru e sigur, am greșit. Mulțumesc, păi da. Altceva? Dar tu consider altceva? Că ai greșit sau nu? Din punctul meu de vedere, tu ai greșit. Ok, mulțumesc. Altceva? Mai este altcineva care să-și dea cu părerea? Poftim? Mai este altcineva care să-și dea cu părerea? Nu, eu pur și simplu mi-am dat cu părerea pentru okay, că eu l-am sfătuit pe Codruț. Alexandra, vorbesc, lasă-mă, te rog să vorbesc. Eu îmi dau cu părerea pentru că l-am sfătuit pe Codruț. Eu nu, că n-am eu treabă la din momentul în care... Tu l-ai sfătuit pe Codruț să pună... Tu l-ai sfătuit să pună punct, mă, tu ești sănătos? Asta a fost răspuns. Poftim? Alex, tu l-ai sfătuit să pună... Am vorbit cu ea am vorbit telefon cu el. Chestiile astea, mă. Da, și eu i-am spus înainte să vină să vorbească cu tine. Înainte să vorbească cu tine că decât să te chinui... Da, mă, erai și tu aici. Decât să te chinui, mai bine pui punct și vezi dacă vine ea la tine. Dacă nu vine la tine, înseamnă că n-a fost niciodată nimic. Și pui punct suferințele astea. Băi, eu i-am zis așa lui Codruț. Asta a fost un sfat, nu sincer, i-am zis lui Codruț că eu nu te... Mi-ai spus că ai sentimente pentru el. Poftim? Ai mințit? Mă șocați. Cum? Așa parcă mi-aduc aminti când ai fost întrebat. Băi, Alexandra. Lasă, bă, George. Gata, bă, lăsați-o, că e nervoasă. Lăsați-o în pace. Deci... Uite, du-te un pic la ea, se pare nervoasă vreo secundă. Uite cât de calm e cu tortul. Bă, dar și tu comunici acum. Bă, dar asta e adevărul. Bă, și tu comunici, uite ce mai eu de ce. Lasă, că văd eu ce trebuie să vă, nu trebuie să-mi spun. Dar nu ziceam de tine, ziceam de băieți. Lasă, că e nervoasă, mă bața platos, să săriți în sus. Care e mai victimă decât altul? Eu zic că se împacă în două zile. Care nervoasă? Care câștigă la victimizare? A fost așa o decizie și asta e. Nici am vorbit bun că strict treaba noastră. Trebuie să-ți dai o explicație ție sau lui careva ce s-a întâmplat. Să vedem ce prinde mai bine la televizor. Cred că urmă asta. Ce victimizare, bă, ce victimizare, George? Dar nu-i victimizare, frate, că nici nu-i supărat, n-are nimic. Asta e victimizare sau ce tot vorbiți aici? Dar cu ce are treabă? Ce vrea să facă? Ai tocmai, că nu pare oricum nu are nimic. Fiecare acționează cum vrea și punct. Nu mai lăsați-o în pace cu victimizare și cu darea-dalea, atâta și să ne apară de competiția asta și mai știți. Victimizare, orice să faci, zic victimizare. Victimizare și basme și povești. Lasă, Codrule, că te așteaptă vecina să iei cina. Săptămâna asta, Mariana, niște, astea sunt niște intervenții Mariana nonsens, în fine. Săptămâna asta a fost, mă refer că ceva mult mai intens, pentru că a fost prea retras Codruț și acum am înțeles de ce. Nu am înțeles intervențiile colegilor mei. Ei, cazi, probabil că întreba, bă, ce ai vorbit, ar fi trebuit nimic, Alexandra să aștepte un pic colegii să se răcească situația, să nu mai fiți ambele atât tu cât și Codruț nervoși și după îți dai seama că nu e interesant să-ți dai cu părerea. Eu cred că s-au grăbit un pic să comenteze, mai ales Comănici, să râdă, să facă caz de necaz. Urma de George și cine mai fi pe aici. Nicos, permite-mi să intervin. De câte ori vine Alexandra se întâmpla cum spunea. Aha, că ați ajuns la vorbele mele. Că ce vă spuneam eu, indiferent cât de mult suferea cineva în jurul ei, era așa de mândră și fericită. Uite că vreau să-i întorc și eu favorul. Wow, ce mă favor. Păi mă, că nu te doare. Dar m-a surusată de tare că ai încercat tu să-mi întorc mie favorul. Încă nu mai încălca acum. Deci cu vorbele tale și cuvintele tale. Sincer, Comănici, eu nu dau doi bani pe cuvintele tale, Comănici. Cu tine, da, poți să-i... N-am nevoie să empatizeze nimeni cu mine, tu nu înțelegi? Nu am cerut niciodată să-mi empatizeze cineva cu mine, nu mă interesează părerea voastră. Am vrut să evit tot circul ăsta care s-a creat și tu, Comănici, l-ai creat, că nimeni altcineva nu l-a creat.
Tu ai venit aici și ai început să-ți dai cu părerea. Noi terminasem toate lucrurile astea. Codruța a ieșit la baie tocmai să evite toate lucrurile astea. Tu ai vrut să vii aici să par cel nu mai știu cum. Înțelegi? Tu ai făcut toate lucrurile astea. Tu ai vrut să se creeze situația asta. De ce l-ai băgat? Tu ai spus și de ce l-ai băgat în seamă? Să auzi în fiecare zi. De ce l-ai băgat în seamă? Alexandra și Codruț și relația lor. Tu ai zis lucrurile astea. De ce rezultă din toate chestia asta, Alexandra? Nu l-am băgat în seamă. Nu l-am băgat eu în seamă. Nu l-am băgat în seamă. Dar cu cine au vorbit? Că nu cum, Alexandra. Nu vorbim de Codruț și facea toate lucrurile astea. Am venit după tine. Eu nu l-am băgat pe el în seamă. Alexandra, tu erai mai supărată dacă te certai două minute. Uite, cu aia. Ți se umflau venele. Uite, fii atent, din afară, acum... știi ce rezultă din ceea ce faci tu acum? Aceeași reacție ai avut-o și când am avut eu o mică discuție cu Med, aceeași reacție ai avut-o și acum cu Alexandra și Codruț. Tu practic încurajezi, efectiv, să nu se întâmple nimic în emisiune, să-și rezolve problemele pe internet, ca să nu mai asiști tu la chestia asta. Ai înțeles? Te-a deranjat că s-au dus oamenii ăștia doi, deci efectiv doar ei doi și publicul, cum spun eu, îmi place mie să zic, să-și rezolve o problemă. Cum a zis și Alexandra, ieși și Codruț, s-a manifestat afară, nu a stat în preajma ta să te deranjeze, să schimbe starea de spirit și așa mai departe. Doar mă, ce-ți dorești? Foarte scurt cu tine. Greșit. Vorbești academic, încerci să vorbești academic. N-ai termeni academici niciodată tu pentru mine. Nici tu nu o ai niciodată. Încerci să vorbești așa elevat și să fii tu, nu, mă plictisesc ideile tale, nu suntem pe aceeași lungime de unde, te rog să porți un dialog. Oamenii au încercat să-și rezolve o problemă. Da, uite, eu vreau să vorbesc cu ei, în cadrul emisiunii. Dacă nu te interesează sau nu ești de aceeași părere cu mine, te rog frumos, un reality show normal, reality show. Uite, te rog frumos. Să porți discuții și dialog. Eu nu vreau că oricine altcineva. Așa, noi am avut două zile mai înflăcărate. Eu nu vreau să vorbesc, nu vreau să vorbesc, nu vreau să dau raport. Nu vreau să dau dialog cu oamenii ăștia doi. Pe mine m-a deranjat că Alexandra a fost mai deranjată când i-a spus aia vorbele astea. Stai așa. Te-ai făcut de râs. Eu n-aș mai veni în emisiune în locul tău. A sărit la bătaie, s-a umflat venele la gât, a aruncat cu apă pe ea, era distrusă, nervoasă, nu știu ce. Acum iese dintr-o relație, după ce o vedeam pe aici, pupând. Da, mă, acum trebuia să-l seduc. Alexandra, cum ești? Acum trebuia să stai, Alexandra, să plânge într-una, să ia râsul comun și că suferi. Asta trebuia să faci. Păi uite! Nu, că dacă se întâmplau lucrurile astea, Codruț, știi ce spuneau? Victimizare! Mă victimizez, încerc să dau bine la public, o fac lucrurile astea doar de materiale. Fii atentă. Și acum nu este bine că sunt așa un pic mai rece în situația dată, bun. Nu? Nu este ok. Ar trebui să-ți fac ție pe plac, dar nici dacă îți făceam pe plac, tot nu era bine. Fii atent aici. Nu înțeleg ai vorbit despre relația, ai vorbit despre relația Mădălina George și ai spus că nu prea se ceartă, că... Bă, dar treci la un subiect la altul. Lasă-mă să vorbesc. Făceam o comparație și o balanță și de ce mă deranjează. Treci la un subiect la altul, nu ești cum... Uite, ai vorbit despre relația lor că este fake și că nu prea se ceartă și că nu prea se vede nimic aici. Uite, tu te-ai certat aici, ai fost geloasă, ai făcut tot felul de chestii, dar întrebarea mea e în felul următor. De ce ai reacționat așa, de ce ai fost geloasă, dacă tu... N-ai niciun sentiment și n-ai niciun deranj față de omul ăsta. Mie îmi dai dovadă că toate reacțiile tale au fost doar de dragul show-ului, fiindcă nu e vorba de sentimente. Bă, dacă este un sentiment de gelozie, de ce? Îmi place omul ăla, mă deranjează, sunt gelos pe chestia aia. Dacă tu n-ai niciun sentiment, de ce să fii geloasă? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.